Salut și bine v-am găsit la un nou unboxing și pe acest canal. Astăzi o să vă prezint un nou mouse și anume Trust Heron GXT170, un mouse care vine cu 7000 de DPI, cu memorie directă în el, deci are un creieraș acolo care stochează toate informațiile de setare a mouse-ului. Este RGB full customizabil și are o grămadă de funcții pe care o să le vedem în soft. Hai să vedem foarte repede cu ce vine în pachet. Ok, deci cam așa arată mouse-ul. Mai avem, cred că desigur vom mai avea un sticker, marca GXT de la Trust, care arată foarte bine și deja știți că se văd și dau foarte bine pe locurile unde sunt puse. Manualul cu instrucțiunile de downloadare pentru soft, pentru că vine cu un soft pe care îl putem folosi la customizare și garanția și toate chestiile alea pe care nu o să le citim niciodată. Bun, hai să punem asta la loc. Avem un conector USB cu inscripția GXT. Bun, l-am băgat în priză, cam așa arată. Conectat la laptop. Lumina se vede foarte, foarte bine pe timp de zi. Iar sunetul e ceva de genul. Deci nu e chiar foarte gălăgios. Luminile se văd foarte bine, sunt curios cum se văd și noaptea. Are două butoane pe lateral, care sunt customizabile. Și un buton pentru DPI, pe care l-ați văzut deja. Atunci când vine vorba de soft, ei bine, aici avem o grămadă de funcții. Chiar sunt o grămadă de funcții. Cum ar fi? Setarea fiecărui buton în parte pentru mouse. Setarea LED-urilor, cum să se vadă, care să fie modul de mișcare a luminozității. La fel și cum vrei să fie, mai intensă, mai lentă, cât de bine să bată. De asemenea, putem să ne setăm și macro pe mouse, care ne ajută în general pe shootere și nu numai. Practic ce face macro-ul? Macro-ul este, să zic așa, un soft din mouse care trimite anumite comenzi. Mult mai rapid decât să stai să apeși, eu știu, anumite taste sau chestii de genul. Și încă o chestie foarte, foarte faină la mouse-ul ăsta din soft, cei de la Trust s-au gândit să facă achievement-uri, astfel încât ai o statistică cu cât de mult ai utilizat mouse-ul și în ce fel. Lucru destul de interesant pentru că poți să vezi în ce mod ți-ai utilizat mouse-ul și cât de mult ai stat pe el. Cât despre partea de iluminare, noaptea se vede foarte, foarte bine. Aveți aici câteva poze și cam acesta a fost review-ul. Mai multe detalii le aveți pe mhnit.ro, unde veți găsi un articol complet despre acest mouse odată cu publicarea acestui video. Eu am fost Mihnea, dacă ți-a plăcut, lasă un like și dacă ești interesat de acest mouse, lasă un comentariu. Salut!